Mănăstirea Tulceană Valea Teilor a sărbătorit astăzi împlinirea a 10 ani de la punerea pietrei de temelie. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. În cuvântul de învățătură, ierarhul ne-a vorbit credincioșilor despre Sfântul Ioan Botezătorul ca model de sfințenie în viața creștină. Se împlinesc iată astăzi 10 ani de la punerea pietrei de temelie de către înalt Preasfințitul Arhiepiscop Teodosie al Tomișului la noua biserică a mănăstirii Valea Teilor, biserică care se zidește, biserică care se ridică printre strădania Părintelui Stareț, a viețuitorilor de aici, dar și a credincioșilor care jertfesc din puținul sau din multul lor pentru ridicarea casei Domnului. Iată așadar o zi aleasă, o zi de bucurie, o zi în care l-am lăudat pe Dumnezeu cel minunat pentru Sfinții Săi, la care la loc de cinste se află Sfântul Ioan Botezătorul, a cărei pomenire se vârșește Sfânta noastră biserică astăzi. Preasfințitul nostru, când a venit în această eparhie, nu se afla nicio biserică cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul. Atunci, din evlavia pentru Sfântul Ioan Botezătorul, s-a pus acest prea frumos hram. Mănăstirea Valea Teilor a fost înființată în anul 2007.